Stelian și Ștefan sunt în cursa de eliminare pentru săptămâna următoare. Stăteau de vorbă cu băieții și spuneau că mai stau și ei la discuții să spună acum tot ce au de spus, că nu se știe cât timp vor mai avea de stat în emisiune. Ștefan spunea băieților că s-ar putea ca săptămâna viitoare, sâmbăta viitoare, după gală, să le trimită poze din centru vechi, poze cu el și cu fostul concurent Bogdan. Stelian spunea poate și cu mine poze. Fiecare dintre ei se gândea că ar putea părăsi competiția. Spuneau că Stelian spunea că el nu o să aibă timp să urmărească emisiunea, că o să fie destul de ocupat, o să aibă treabă, dar Ștefan spunea că va urmări ca să înțeleagă și el cum se vede de afară toată situația asta din casa băieților. Referindu-se la Gabriel, spunea că oare chiar așa de bine să prindă la public ceea ce face Gabriel, cum stă el în casa băieților, cum se comportă. Și Sorin i-a răspuns că se pare că da, într-adevăr, aceste lucruri prind foarte bine.